Veste mare în toată țara! Cumătrul Cuciuc s-a întors din vacanță! Alături de familie, interpretul de muzică populară a petrecut pe plajele însorite ale Turciei și s-a ales cu un bronz perfect. În continuare aflăm detalii fierbinți din Marea Escapadă! Dragi cumătri, ne aflăm acum în Turcia, la Topogane, puțin adrenalină, Andreea și Igor Cuciuc pentru toți fanii. Doamne ajută! Hai! O să ne distrăm la maxim! Tocmai v-ați întors din vacanță, bronzați, frumos și odihniți. Cum caracterizați de această dată escapada în Turcia? A fost senzațională, deosebită. Noi suntem pentru al 9-lea an în Turcia, ne odihnim în Antalya. Și a fost și de această dată deosebit, foarte cald. Am fost împreună cu frumoasa mea familie, cu Andreea, cu Diana. Mi-ai spus că deja a 9-lea an consecutiv mergeți acolo. De ce mereu Turcia și nu altă destinație? Pentru că ei e ultra all inclusive la ei. Deservirea este foarte frumoasă, foarte bună, la mare nivel. Eu vreau să spun că Igor se simte în Turcia ca la o nuntă moldovenească, pentru că acolo întâlnim foarte multe familii din Moldova, din toate raioanele, de la nord, de la sud, din centru, chiar din Chișinău ne-am întâlnit cu foarte multe familii. Ce alte activități ați mai avut în aceste 11 zile cât mi-ați spus că ați stat? Eu, de exemplu, alte activități nu am vrut nici să văd, nici să aud. Am vrut să mă odihnesc foarte bine, să primesc un bronz foarte frumos, să nu aud nici să văd telefonul. Chiar pe tot parcursul vacanței telefoanele au fost închise și am simțit că într-adevăr ne-am odihnit. Iar Andriuța cu tăticul se trezeau dis de dimineață și se uitau ca să ajungă fix la oră, că acolo era un grafic special, au și ei așa graficul când să mănânci înghețată, când să te bronzezi, când să mănânci. Când să te duci la topogane. Da. Și ea avea mare nerăbdare ca să plece cu taică-sul la topogane și la piscină, da, Andriuța? Andreea, să-mi spui tu mai multe detalii. Cum te-ai distrat cu tăticul? M-am distrat foarte bine. În fiecare zi ne duceam la topoganele cu apă, la piscină, foarte... La înghețată? Asta, da. Și îți plăcea cel mai mult să stai la topoganele cu apă și la piscină. În mare nu prea îi plăcea, că spune mama, aici, anul ăsta în Turcia, parcă mi se pare că apa este mai sărată ca anul trecut. Am văzut din fotografiile postate că ai încercat niște senzații noi. Ai urcat pe niște animăluțe. Da, am urcat pe o cămilă fermecată. Cum este senzația când te afli acolo sus? Este o senzație foarte emoționantă, pentru că prima dată am fost și chiar mi-a plăcut. Și vedeai totul în jur, da? Da. Da, Camila era cu minte, deci ne-a plimbat, era deghizată, parcă era sărbătoare când ne-a supit Camila aceea, parcă mergea și ea la o nuntă. Lumea se uita mirată pentru că eu cântam, lumea zâmbea toată pe plajă, zâmbeau și peștii, chiuiau și balenele. Uite că mi-ai pomenit de cântat, ai cântat sârbele în melodiile vestite, populare ale tale pe acolo, pe la turci? Ia să vă spun. Chiar anul ăsta a cântat, s-a împrietenit cu câțiva muzicieni din hotel. Și când am sărbătorit pe 3 iulie ziua de naștere a Andriuței, seara deja acolo toată lumea din hotel asculta muzică clasică, mai mult clasică de fapt. S-a apropiat Igor și a început să cânte și toată lumea nu credea că el poate cânta sau este toată cântărit. Toată lumea a scos telefoanele și filmau acel moment. Cum eu cântam, eu le cântam muzică O Sole Mio, în italiană. Ioane, da, Ioane, Ioane, Roata Amorii se învârtește, ce le-am cântat? Le-am cântat o doină.
Cu siguranță, cei aflați în resortul vostru a simțit distracția mult mai intens datorită ție, Igor. Andreea, uite, a pomenit mămica mai sus că ziua de naștere a fost mai specială de această dată pentru tine, odată ce ți-ai sărbătorit acolo. Cum a fost? A fost foarte frumos, am petrecut-o minunat. Dizi de dimineață, prietenii mei îmi scriau pe rețelele de socializare urări de sănătate și bine. Și deja seara am mers cu familia și nanii mei la un restaurant italian și ne-a plăcut foarte mult. Chiar am primit și un tort acolo, cu toții au cântat la mulți ani trăiască și eu așa emoționat. Aveai multe emoții. Da. Și pe lângă tortă, ce daruri ai mai primit? Tatăl meu de ziua mea de naștere mi-a cumpărat un microfon de aur. Da. Ce arată special? Prin ce este el atât de deosebit? Este deosebit deoarece... Este un microfon profesional. Performant. Are un sunet foarte frumos. Sună foarte calitativ, da? Da. Are luminițe și asta face foarte mult. Ne faci o demonstrație pentru că nu te cred pe cuvânt. Stai să-l conecteze. Cine m-a făcut mare e, nu mă întreba ce mi se pare. Mi se pare că e drept, mi se pare că e corect. Cine m-a făcut defect. Poți să încerci eu să cânt ceva la el, Andrei? Să vedem, Igor. Special pentru toți fanii de la Busuioc TV, melodia cea mai tare pentru fanii mei cei mai tari de la Busuioc TV. 99 de cumătri lângă mine am, dar 99 de cumătri la un moldovan. Pentru 99, dar eu paharul am ridicat. 99 de cumătri Dumnezeu mi-a dat. Dar pentru 99, dar eu paharul am ridicat. 99 de cumătri Dumnezeu mi-a dat. Păi unde joacă moldovenii acolo pământul jeb? Unde moldoveni s-adună cânti și voie bună, să-i băi! Hop, șa, pentru Busuioc TV, pentru toți fanii noștri dragi. Revenind la vacanță, dacă stau să-mi amintesc acum câțiva ani ați avut voi o întâmplare așa mai interesantă, îmi amintesc cu soția, când era ceva de Miss Moldova, chestii de genul ăsta, am dreptate, câți ani a fost? Acum 2 ani, mi se pare că. De data aceasta, ați avut ceva mai special sau cum ați cucerit turcii de acolo? Spune soția. De data aceasta, chiar anul ăsta, în hotel am cucerit ca să primim cameră de lux deja cu Igor. A început să le cânte cântecele lui care sunt iubite de tot poporul și nu le vinea să creadă că el este cântăreț. Până nu le-am arătat? Da. Și le arăta poze. Ia. Așa. E, wow, s-au adunat toți grămăjoare ca albinii la flori. Ca să o creadă chiar. Nu, chiar m-au crezut. Da. S-au mirat toți, artist. Și le scriu, zic, narodnoi artist Moldavici. O, narodnoi artist. Chiar acum au găsit o cameră cu vedere la mare, cât mai aproape de piscină, da. Mers cu Igor, am încercat, de ce nu? Hai anul ăsta să încercăm cu tine. Și uite că s-a primit, am primit camera de lux care ne-am dorit-o cu vedere la mare să fie. Că este foarte frumos să te odihnești în Turcia, în așa hotele ca în rai și să nu fie priveliștea la mare. Este foarte frumos și foarte plăcut. Diana, nu-mi rămâne decât să constat că mergând în vacanță cu familia și în special avându-l pe Igor Cuciuc alături, vacanțele chiar sunt frumoase. Acum sunt curioasă, de fapt, cum este interpretul Igor Cuciuc atunci când nu este pe scenă? Când este pur și simplu el cu familia într-o atmosferă lejeră? Foarte flexibil. cum îi spui, așa și face. De exemplu... Foarte energic, vioi, tot timpul cântă... E glumeț și da. Tot timpul intră în voie mamei și a fetiței, ne face toate plăcerile. Aleluia, aleluia! Vorbăreț!
Da, 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 sunt foarte comunicabil. Eu găsesc limbă comună cu fiecare nație și devin prieten foarte repede. Dar la capitolul că sunt ascultător, n-am încotro, pentru că sunt fetele mele, florile mele și eu le îndeplinesc cu orice dorință. Pe lângă acest microfon superb și amintiri de milioane, ce alte achiziții ați mai făcut în Turcia? Poate ați mers la cumpărături, ce ați mai vizitat acolo? Am mers la shopping. La bazar, la ei, cum se zice. Așa. Ce a atras ochiul femeii cel mai mult? Păi, ce a atras? Eu deja atâția ani mergând la ei, la odihnă, noi întotdeauna trecem prin magazinele lor, mai ales de bijuterii, de aur, de... și în fiecare an îmi iau câte ceva. Anul ăsta mi-am procurat o brățară și o pereche de cercei. Fiecare, de fapt, parte pozitivă are și reversul. Ceva nu v-a plăcut, poate? Știu eu că, din spusele unora, temperaturile sunt prea înalte. Diana, cum a fost la voi? A fost foarte cald. Temperaturile de 50-52 de grade, nu puteai să respiri. Trebuia să stai chiar numai în mare ca să poți respira normal. De fapt, eu și alergie am avut, cred că de la apă prea sărată, nu prea mi-am convenit și m-am, 3 zile nu m-am bronzat. Și intoxicația a avut o zi. Anul ăsta nu prea. Noi cu fetița n-am băut rece și am fost de nota 10. 10.